celebra sa carte, The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey are un capitol care se numește Begin with the End in Mind. Și în acest capitol te invită la un exercițiu de vizualizare cu un impact emoțional puternic. Pe scurt, și te avertizez că fac spoiler alert în caz că n-ai citit cartea, particip la o înmormântare. Întâmplarea face să fie înmormântarea ta. Întrebarea e pe cine ți-ai dori să știi acolo, în ziua respectivă, și poate și mai mult de atât, ce ai vrea ca acești oameni să spună despre tine, despre relația pe care ai avut-o cu ei, despre felul în care viața lor a fost mai bună, mai bogată datorită ție, ce au învățat de la tine, cum i-ai ajutat. Dacă faci acest exercițiu, câștigi două lucruri valoroase. Pe de o parte, definiția ta proprie și personală a succesului. Nu o definiție care doar dă bine, nu o definiție pe care ai împrumutat-o de la cineva, nu o definiție pe care societatea sau altcineva ți-a impus-o. A ta. Al doilea lucru este că vei avea o busolă. O busolă care, ori de câte ori ai tendința să te abați de la drum, să te ajute să te întorci la calea ta, în așa fel încât viața ta să fie trăită aliniat cu valorile tale și succesele pe care le înregistrezi să nu fie doar niște victorii goale.